Și e normal dacă te simți trădătoare în toată situația asta, spirituală, non-spirituală, da? Că două, da? E alba-neagră, e vrăjitoarea gri, care și spiritual și nespiritual, și atunci te simți un pic trădătoare, da? Lumea a gândit-o, s-a gândit să sară dintr-o lume în alta, să rezolve, să facă totul invers. Oamenii când se trezesc să sară într-o capcană de libertate, capcană, da? În altă capcană, ca să facă meditații și făcând meditații pornesc zâza în lume, pornesc restructurarea, nu știu cum să zic, da? Dar pentru echilibru, că toată lumea a făcut asta, vrăjitoarele, da, s-au adunat alba, neagră și au făcut asta. Și când am sărit, nu, un pic nu, da, e paradoxul. Ai sărit și ai dat peste, te-ai trezit vrăjitoare gri, unde ai anulat, anulezi pornirile vrăjitoare albe și negre cu o vrăjitoare gri. Deci din asta a ieșit asta și a anulat alea două. Aia ziceam, pornești cu, vezi ce-ți fac, da? Acum energetic. Neagra. Și tu vii și parezi cu alba. Energie. Da? Înțelegi ce zic? Și făcând astea, hai că am pornit. Pornim. Noi pornim. Noi împreună suntem și pornim lumea să se întâmple. Și apare interstelară, vrăjitoarea. Ele sunt toate interstelare, da? Îmi place așa să zic, că sună cumva exotic. Interstelar, exotic, ok. Și apare gri și anulează tot. Și e cumva, eu acum înțeleg, anulezi și ajungi unde trebuie, culme. Deci credeai că e așa, ori e paradox, e invers, e fantastic. Și de aia totul e, îmbrățișez totul, da? Într-adevăr, toate sunt cadouri și când se zice frica, e frică, lumea e de frică, e conștiință, e medităm, să o dizolvăm, să nu... Cum să dizolvi? Cum să dizolvi ceva ce e minunat, da? E dragostea, ura, din astea două, da? Alba, neagră, tu faci ceva. Cum să dizolvi? E lumea ta. Da? E paradoxul ăla care... hai să dizolvăm nu știu ce și nu știu cum, da? Și ți se anulează imediat. Tu te așezi și e ca și cum nu faci nimic, degeaba, stai pe loc. E un fel de, știi? Și e ceva, cred că, dincolo de tot ce se întâmplă, eu tot vreau să, eu mă distrez tot să înțeleg, omenește așa, mie nu mă interesează fantasmagoric până la urmă denumirile a nu știu ce, eu vorbește lumuresc. Și înțeleg că dacă am zis că e aia, e total alta, altfel lucrurile mele. Dar e superb, sensul ăsta dezamăgirile, asta ziceam. Dezamăgirea e acolo undeva, că ai pornit, nu, secole în urmă și uite unde ai ajuns. Ai ajuns anulată tot de tine. Că nu ești lăsat, e legea pământului. Cine merge asupra mea, asupra ta, cine merge asupra mea cu sabia, de sabie moare. În sensul frumos, urât, da? Sensul poveștii. Și nimeni, nici ăla care face mult bun, nu e și ăla pedepsit. Faci numai bun. Numai bine face omul, numai bine. Și la om te trezești trăznită, nu știu unde, într-o demență. La fel ca și ăla care a făcut numai rău. Și aici vine paradoxul. Sare vrăjitoarea albă și neagră. Asta e povestea. Mai total. Facem aia, facem aia. Aia dizolvăm, mai medităm, medităm. Sare. Și aici așa stă cu mâinile în brâu și așteaptă vrăjitoarea gri. Tot tu. Deci tu ești aia doi, poli aia doi, da? Plus minus. Și tot tu te aștepți în higher self, higher self, să ajungi nu știu unde. Higher self, stai și se uită la tine când ajungi.
Mai poți? Mai poți? Ai cam asta, e cam asta. Și de aici vine dezamăgirea și tu credeai că câștigi ceva, nu câștigă nimeni nimic și nu se câștigă nicăieri nimic. Și cum ai zis, hai pentru natură, hai natural, s-a instaurat, așa, ai zis, dictatura naturii, dictatura natural, dictatura, da? Vrăjitoarea din tine. S-a instaurat tot sintetic. S-a anulat. S-a anulat una pe alta și ce vedem? Ce vedem în ziua de azi? Vedem mâine ce o să vedem. Pământ.